Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care o să ascultați acest vlog, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Un stilet cu șampanie, cartea cu numărul 5 din seria Minerva Tutovan de o joc Brașoveanu. Vă mulțumesc că sunteți alături, vă mulțumesc că mă ascultați. O să vă invit din nou să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja să dați click pe clopoțel ca să fiți sigur că sunteți notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, eventual un like sau un share dacă v-a plăcut și, bineînțeles, un comentariu pentru că îmi face mare, mare plăcere să ascult comentariile voastre. Să le citesc, de fapt, nu să le ascult, îmi cer scuze. Ok. Acestea fiind spuse, să începem. Capitolul 1. Un calendar de masă arăta 31 decembrie 1907. Majorul Minerva Tutovan rupse instinctiv fila. Se afla în dimineața zilei de 1 ianuarie, iar lângă rafturile bibliotecii zăcea cadavrul inginerului Dan Manu, un cuțit înfipt între omoplați. După toate aparențele, criminalul acționase prin surprindere, ne lăsând timp victimei, un bărbat tânăr și robust să opună vreo rezistență. În odaie nu exista urme de luptă, dar firește, nu trebuia omisă posibilitatea ca acestea să fi fost înlăturate ulterior. Un tip perseverent până la încăpățânare. Observăm Minerva privindu-i bărbia puternică, descoperi într-un sertar o fotografie recentă de familie. Ochii inginerului cercetau un frigurat chipul femeii. Cora Manu semăna cu un înger cu plete de argint, firav, trist și puțin speriat. Original în orice caz, să fi îndrăgostit de nevastă după 14 ani de căznicie, e ceva. În timp ce medicul legist își aranja instrumentele, Minerva încercă, exercițiul o stimula, nespus, să reconstituie personalitatea inginerului, inventariind obiectele din încăpere. O bibliotecă exclusivă, doar cărți de specialitate, câteva romane de Huxley și un manual de conversație în limba germană, o masă de lucru, un divan, covoare bune, tablouri remarcabile. Străbătuse toată casa, o vilă cu 14 încăperi și constatase că soții Manu nu au un dormitor comun. Față de felul în care arăta soția inginerului, amănuntul i se păru notabil. Într-o cutie de lemn găsi un pum de mărunțiș. Cele mai multe monede erau de 10 și 15 bani. Asemenea, pușculițe țin în general bătrânii. Când ies pentru târguieli, nu uită să-și umple buzunarele cu metal. Îi speria cei și 75 sau 85 de bani, la care casieritele n-au de obicei rest. Atunci răsfiră tacticos banii exacti, cu satisfacția de a le fi jucat un renghi. Cei din spate bombă neexasperați și când le vine rândul procedează la fel. Hârtiile de pe birou erau așezate milimetric, creioanele ascuțite impecabil. Minerva recapitulă încăpățânat, îndrăgostit, ordonat și în niciun caz risipitor. Vă interesează, presupun, declară medicul cu convingerea că face un banc grozav, ora la care s-a comis crimă. Da, de unde mă așteptam să-mi spuneți ce credea despre farfuriile zburătoare. După autopsie. Deocamdată cert e că victima a decedat între orele 20 și 3.31 dimineața. O crimă de revelion, rosti Minerva. Oricum, aveți de-a face cu un asasin original. Sunt o norocoasă. Se retrase lângă ușă încercând să nu stingherască activitatea echipei operative. Oamenii își vedeau de treburi cam țepeni. Majorul Minerva Tutovan făcea parte din anchetatorii care nu pun mare preț pe somnul și pingelele subalternilor. Am nevoie de cât mai multe fotografii cu cuțitul în plan detaliu. După ce îi sprăviți aici, ridicați urmele din camera Coreimanu. Manu. Cora Manu este soția victimei băieți, femeia blondă din hol, pe care ați măsurat-o din toate unghiurile cu un interes strict profesional. Nu mă îndoiesc. Camera se află pe stânga. Îmi fac mari speranțe că o să dați de ea chiar dacă azi noaptea a fost revelionul. Insistați asupra ferestrei. A fost forțată. Un ofițer tânăr, care cerceta pereții cu lupa, își reprimă un chicotit. Minerva arboră ceea ce alții ar fi trebuit să-și închipuie, că era un surâs dulce. Îmi plac colaboratorii veseli. Voi face tot posibilul să lucrăm cât mai des de aici înainte. Tânărul se îndoi brusc de parcă ar fi primit un pumn în plex. Procurorul dispuse transportarea cadavrului la Institutul Medico-Legal, schimbă câteva impresii cu Minerva și părăsi casa inginerului Manu odată cu echipa operativă. Minerva răsfoi câteva numere dintr-o revistă tehnică străină descoperite în biblioteca inginerului. A avut sentimentul incert că ceva nu e în regulă și le puse deoparte. Locotenentul Dobrescu urcă oftând scările. Ploapele umflate de nesom se închideau peste ochii albaștri. Abia se întorsese de la revelion când îl sunase Minerva. Se uită la ea cu un sentiment de invidie. Avea o înfățișare proaspătă și părea încântată, ai fi zis că-și dorise din tot sufletul să-i pice pe cap o crimă chiar în dimineața zilei de 1 ianuarie. Dacă ar fi îndrăznit să o întrebe cum a petrecut revelionul, iar fi povestit probabil că s-a simțit admirabil în compania papagalului Cheops și a cățelului Spiridon, rezolvând integrale și ecuații de gradul 17 sau 117, Dobrescu nu știa exact și nimic nu era mai indiferent pe lume. Fiind sărbătoare, adăugase așa de la ea și câteva probleme subtile de geometrie în spațiu. Scandează ce ai făcut, concret, tare și cu dicție. M-am dus întâi la colegii de birou ai lui Manu. Unul e la Sinaia, celălalt la maică sa la Bacău. Am avut mai mult noroc cu Predescu, șeful serviciului personal. N-aș putea spune și el același lucru. Râse Minerva. Ce e să discutăm? S-a uitat la mine ca la o fantomă. Când mi-a deschis ținea în mână lingura, nefericitul era la ciorba de potroace. Alături musafirii sau ciorfi fi fost, chi uia un magnetofon urla și un țâng de vreo cinci ani a început să mă sorcovească. Mi-a urat un am bun cu un șef duios, ce a auzit și el de la taică so. Nu știa că eu personal nu mai am ce să-mi doresc. Mi-a fost destul de greu să-l fac să priceapă de ce nu dorm la ora aia. Ochii Minervei luceau. Se amuza strașnic închipuindu-și scena. Locotenentul, speriat să nu adoarmă pe scaun, se ridică. În sfârșit, datele inginerului sunt următoarele. Are cinci invenții importante la activ în domeniul militar, a absolvit electronica în 55, a stat trei ani la specializare în Anglia, are 44 de ani, s-a însurat de 14, se împline 10 de când a fost angajat prin transfer. Și 18 de când i-a trimis tantia glaia salutări din slănicul Moldovei. Îl întrerupse Minerva. Mă interesează ce fel de individ era Dobrescule. Prezenta un complex interesant de calități și defecte. Reproduc textual caracterizarea lui Predescu. Dur, chiar brutal, încăpățânat, sarcastic cu colegii și ranchiunos. Nu se bucura de simpatie în rândul salariaților în schimb extrem de capabil, fecund în idei de o cinste ce nu poate fi pusă la îndoială. În ultima vreme se sizease un soi de detașare în atitudinea inginerului. Manifesta oarecare indiferență pentru activitatea institutului. Predescu presupune că lucra intens acasă în ciuda avertizmentelor repetate. Era prima chestie pe care trebuia să-mi o spui, băiete. Minerva sări de pe scaun și începu să măsoare agitată încăperea. Lucra acasă o să ne uităm mai atent prin hârtiile lui. Hmm, cunosc genul. Am nevoie de liniște, la birourile telefoanele, toți năucii deschid ușa să-ți comunice punctul lor de vedere în legătură cu reflexele lui Răducanu sau ce bine arată Mimi de la secretaria după divorț. Te cheamă domn director, dați bani pentru Pepsi că a venit o delegație. Așa stau acasă, mă închid în odaie, beau o cafea, papuș pijama, nevastă mea umblă pe vârfuri, iar soacră mea în capot cu flori își face o mască cu gălbenuș de ou. Dobrescu se așeză iar. Nu-i trecea prin minte ce căuta în toată harababura asta masca cu gălbenuș de ou, dar era prea obosit ca să mai încerce să ghicească. Minerva îl măsură din cap până în picioare. Te clatin ca o barză chioară. Du-te și fă nanii, băiețași! Locotenentul sării. Se dezmetici atât de brusc încât se simți săgeta de o durere ascuțită în ceafă. Nu e cazul. Te aștept exact la patru și jumătate tot aici. A, ce se aude cu ceilalți locatari? Dobrescu făcea eforturi să țină ochii deschiși. Pe Toni Conta și socrul lui Manu l am prins în ultima clipă. Pleca într-o excursie la predeal. În sfârșit mi-a spus că ia primul tren. Geologul Mihai Șerbănescu e în avion acum preciză privindu-și ceasul. Cursa de 12. Am făcut o socoteală, Dobrescule. Știi că țin locuiesc în Hurdubai asta? Nouă. Claie peste grămadă. Sunt 14 pe dăi. Ei, și eu cred că le place vânzoleala. Cei mai mulți dintre ei aveau posibilitatea să se mute sau să-și cumpere un apartament. Da, n-ar mai fi fost vesel. De, gusturi. La fel de bine-ți petrece toată viața într-un camping. Ce faci, băiete? Locotenentul adormise pe scaun. Minerva îi trecu zâmbind mâna prin păr. Tot copilul a rămas. Nu mi-aș fi închipui pentru nimic în lume că mă voi mai întoarce vreodată. Și culme, abia au trecut 30 de ore de când am plecat definitiv. Mihai Șerbănescu se prăbușise în fotoliul inginerului, Minerva decisese ca ancheta să se consume în camera victimei, și privea burat obiectele din jur. Era înalt, suplu, cu o expresie francă. Tipul de intelectual cu succes la cucoane, fără să facă prea mult caz de asta. Locotenentul Dobrescu lua conștiincios note. Gândul că dormise un ceas și jumătate sub privirile Minervei îl trezise complet. Maiorul Tutovan își ridică sprâncenele care se pierdeau sub bretonul, aspru și gros. Ce înseamnă definitiv? Sunt geolog. Înțeleg, o profesiune nomadă. Ha, aproximativ, am fost transferat începând cu 1 ianuarie în T, unde s-a deschis un șantier. Sunteți rudă cu familia Manu? Nu, no, am alte păcate. Acum doi ani am fost recomandat lui Jack Moraru, unchiul inginerului. Căutam o locuință provizorie și notarul s-a oferit să-mi o cameră. Mi-au plăcut grădinița, zorelele cățărate pe zidăria casei până în balcon. Vara vila are o înfățișare romantică. În cartier se spune căsuța albastră sau căsuța cu zorele. Am acceptat fără să mai stau pe gânduri, deși... Deși chiria era substanțială. Jack Moraru, dacă rețin bine, e un tip în vârstă, pleșuv. Aveți memorie? Nu mi-a făcut impresia că ar mulge ca fără să-i rupă ugerul. Mihai Șerbănescu zâmbi. Așa e. L-ați cunoscut bine pe Manu? Disting, evident, între un bună ziua și ce mai faci de circumstanță și o cunoștință aprofundată, în care se schimbă lovituri de pum și amenințări cu tribunalul. Geologul se uită o clipă în ochii mari ai Minervei, parcă surprins de întrebare. A avut un gest vag cu mâna în care ținea țigara. Manu dorea să fie lăsat în pace. În cercurile de specialitate se discută, mă rog, se discuta despre el, cu multă risipă de elogii un inginer foarte talentat, că post, dar integru, o minte avântată. Mă interesează opinia dumneavoastră. Lăsând la o parte aspectul profesional, a fost un bărbat dificil. Există un gen. Când pleca de acasă, toată lumea respira ușurată, fără un motiv anume. Se enerva repede din nimic și nu avea simțul umorului. Minerva început să râdă. Observație interesantă. Nu întâmplătoare. Oamenii care nu știu nu pot să râdă, au o optică specială și aptitudinea incomodă de a descoperi tot ce e mai rău într-un individ. Caută defecte cu lumânarea și nu le iartă. S-ar putea să aveți dreptate, obișnuia să lucreze de acasă. Probabil. Ce anume? N-am idee. Spuneți-mi sincer, v-a surprins cu adevărat moartea inginerului? Chipul lui Șerbănescu se întunecă. Nu răspunse imediat. Dădea de impresia că își caută cuvintele. Dacă m-a surprins? Și da, și nu. Niciodată nu ești îndeajuns de bine pregătit să primești un dezastru, deși teoretic îl așteptai, poate. Mai intervine și autocenzura. Mi se năzare, exagerez, am nervii obosiți. În sensul acesta m-a surprins. Pe de altă parte, evenimentele din săptămâna trecută, întreaga atmosferă din casă, prevesteau nenorocirea. Adică? În seara de ajun, pe 24 decembrie, montam bradul în hol. Ușa de la camera Venerei, contaștora vitrega a doamnei Manu, era întredeschisă. Aveam sentimentul neplăcut că ne pândește. De ce ar fi făcut-o? Ha, Barnam. Pe lângă Ursuzenia ei, dispoziția cotidiană a inginerului părea de-a dreptul înviorătoare. Într-un fel, Dan, Manu și Venera se mânau. Nu riscai să mori de râs când erai cu ei la o petrecere. Tony Conta și tatăl Corei rămăsese cu gândul la amicii de la capșa, Jack bătea câmpii ca de obicei, pianista plutea în nori, a adăuga stensiunea, neliniștea de care vă vorbeam și o să aveți imaginea ajunului. Ceilalți nu remarcaseră nimic? N-aș putea să vă spun. Când vor, toți pot deveni ermetici cu excepția Georgetei Penciu. Minerva își încruntă sprâncenele fine. N-am reținut cine-i persoana verișoara lui Dan Manu și mama teribilului Titel. Agățam toate fleacurile acelea strălucitoare în pom și nu puteam reprima o senzație de neliniște. Mă simțeam exact ca un șoarece care se știe privit prin gaura cheii de pisică. Venera Conta și urmări un timp agitația din hol, apoi continua să scrie. Alaltă ieri am împlinit 47 de ani. Firește, Cora uita să mă felicite. Spun firește pentru că pe Cora n-a interesat-o niciodată nimeni. Este atât de convingătoare în indiferența ei, încât uneori am sentimentul că se ignoră și pe ea. Mai mult m-a surprins Tony. Mă obișnuisem cu cele câteva garoafe orfire de liliac, cu zâmbetul lui discret amabil, cu sărutarea ștearsă pe tâmplă, cu privirea lui particulară care se asigură mereu. Noi doi am rămas aceiași prieteni buni, Venera, nu-i așa? Ce ciuda mi se pare că gândesc despre Toni că am bătrânit. Nu i-am spus niciodată tată, nu i-a spus nici Cora, fica lui. Dar tinerețea, vârsta, nu stă în apelative. Cred că în adâncul sufletului s-a simțit toată viața liceanul fermecător din 1920. Ce departe suntem de el! Eu, Cora, ceilalți, al altăieri, am împlinit 47 de ani. O noapte de veche la lumina albastră lămpi al cu amintiri, cu acel plin de nostalgie acum treizeci de ani, cu fotografii răsfirate pe pernă, un set semnificativ din care lipsesc biberonul, nudul bucălat, gânguritul, toate au rămas acolo, la orfelinatul din strada Licurg, în casa aceea roșie, cu acoperiș turtit, înconjurată de mesteceni. Când Tony m-a înfiat, ninja. Mă gândeam și aveam sentimentul că îmi fac testamentul, bacalaureatul, licența, primul an în învățământ, să o înscundă, ștearsă, plinuță încă de pe atunci, tai o de țeapăn, violetele, neașteptată cochetărie, țipă pe reverul jachetei. În ochi nu se citește nimic, nici măcar eu nu pot desluși un atom, un grăunte din fericirea aceea covârșitoare. Venera Conta și ridică ochii din caiet. Zări poalele bradului montat în hol, o bucată din rochea argintia corei, un glob enorm roșu. Inginerul Manu stătea pe canapea cu capul întors. Venera îl văzu și își mușcă buzele, șopti mocnit fără să-și descleșteze fălcile. Am să lucid. Ajungea până la ea mirosul de vanilie, scorțișoară și rom, aroma specială de seară de Crăciun. Cu un zâmbet răutăcios înghesuit în colțul buzelor, Venera și imagină chipul transpirat al Georgetei în fața cuptorului încins. Și-a legat de sigur că cu un tulpan își îndoaie oftând trupul gros, smulge un pai din mătură și încearcă dacă sunt copți cozonacii cu pana de gâscă muiată în albuș, le dă lustru. Georgeta trăiește clipe de real triumf. De trei zile se agită, mestecă, frământă, transpiră, piulița nu tace. Venera stinse lumina și se rezemă de ușă. Putea pândi comod prin crăpătura ușii ce se petrece în hol. Cozonacii Georgetei sunt vestiți. Înalți, pufoși, bine lucrați, rămân proaspeți două săptămâni. Isprăvise înainte de război o școală de menaj. Când profesoarele vroiau să trântească o elevă, apelau la cozonaci, un subiect detestat alături de dulceață și tortul Sen Honore. Hmm, venera clătină capul. Povestește ea unui școlar că pe maică s-au picat-o la examen prin 30 sau 35, pentru că nu i-a ieșit suficient de involtă panglica de zahăr la un tort Sen Rochea argintia corei îi flutură dinaintea ochilor. Poftim? Era frumoasă, atât de constant și egal frumoasă, gândi Venera, încât nu ți-o mai poți închipui altfel. Mihai Șerbănescu zâmbi, se clătină pe scaun, gata să cadă, avea o siluetă suplă, siluetele acelea care pare elegante orice ai pune pe ele, ochii negri vioi, o fruntelată. Obrazul se îngusta brusc spre bărbia binerasă, aproape albastră. Ți-am cerut steaua, de cinci minute ți-o cer. Scuză-mă. Cora în cutiile lungi înșirate pe masă. Unele jucării aveau peste patruzeci de ani. Venera le știa bine. Steluțele albe, care îi plăceau cel mai mult, pitici încărcați cu saci plini de daruri, nașterea domnului din carton suflat cu praf de beteală. Când arhitectul Conta și-o Cora încă nu se născuse. Magnific! Se extazie zgomotos Jack Moraru bătând din palme. Chipul Venerei se întunecă. După Dan, cel mai mult îl ura pe unchiul său. Unchiul lui Dan firește. Avar, canalie și lipsi de demnitate. Aceeași familie. Și se întrebă a suta, poate a mie oară, de ce se căsătorise Cora cu Dan? Jack Moraru ocoli pomul călcând stângaci printre hârtiile împrăștiate. Purta un halat vechi, croit larg ca o jubea. Pe chipul palid, sprâncenele stufoase păreau lipite. Craniul pleșuv, fără un singur fir de păr, se guguia spre creștet ca un ou. Colegii mai tineri de la notariat îi spuneau Iul Brainer. Ciupi galant bărbia corei. Ce gust are fetița asta, tot ce face e săvârșit? Nu fac nimic, Jack, murmură dându-l ușor, dar ferm la o parte. Notarul o măsură puțin de concertat și se îndreptă nehotărât spre pian. O femeie în vârstă, verișoara lui Dan, își plimba degetele pe claviatură. Venera conta și nu vedea, dar și-o putea ales închipui, îmbrăcată ca de obicei sumar, în chimonou transparentori, în vreun furou. O aiurită cum se cade, cea mai cum se cade din neamul lor. Când întoarse capul spre notarii, se văzut profilul șters, lipsit de fermitate. Șuvițele rare, prost vopsite, spânzurau într-un pieptene. Jack îi puse mâna pe umăr. Ții minte, Elenuțo, țin!" Râse femeia și atacă primele măsuri din stil nacht. În fiecare an mă întrebe același lucru și pe mine și pe geta. Crăciunul de la nena Ianache, bevi monoton, Jack. Își înfipse brusc degetele în claviatură, apăsă puternic pedala și transpuse îndrăcit melodia pe jaz. Cânta cu umerii, cu mâinile, cu tot trupul. Taburetul de catifea roșie gemea. Venera Conta și surâse. O nebună! Elena era o pianistă fină, interpretă desăvârșită a lui Mozart, Schumann, Chopin rar de tot, ca să nu-și strice mâna, tapa, alt termen de-al lui Jack, melodii de jazz sau bluzuri, reminiscența unei scurte și viforoase idile din timpul războiului cu un aviator american. Notarul exclamă consternat, Elena, pentru numele lui Dumnezeu e o blasfemie! Își astupă ostentativ urechile. Geologul Mihai Șerbănescu râdea încântat. Tony Contaș surâse șters îl asculta cu jumătate de ureche pe ginere său, Dan Manu, fredonând în minte melodia. Dan îi surprinse zâmbetul, același zâmbet îndepărtat, lipsit de consistență ca al corei. Un zâmbet care te scoate din sărite, nu poți pătrunde dincolo de el. Când cineva zâmbește așa, te poți aștepta la orice sau nu știi la ce să te aștepți. Își ridică privirea spre cora. Pe chipul delicat și transparent, ochii parcă veșnic înlăcrimați erau nefiresc de mari. Pletele argintii, foarte lungi, îi dădeau un aer de fantomă. Fum și argint, observase cândva geologul, iar Venera Contaș reținuse expresia. O definiție perfectă a corei. Când o privești, sentimentul de imaterial nu te părăsește. Gândul se formulează singur. Astfel de făpturi nu îmbătrânesc niciodată. Deși mă întreb, Venera își sprijini bărbia de canat, dacă impresia nu-i falsă construită din recuzite. Oare fardată la fel ca toate femeile, fără buclele astea de strigoi, fără sticla de whisky în poșetă, îmbrăcată în rochii normale, râzând mai des și mai sănătos, ar părea la fel de diafană? Deși nu e ăsta cuvântul, la fel de celestă? Pe lângă ea, ceilalți părem vulgari și barbari zămislis dintr-o plămă de grosolană. Venera conta și se rătăci în păienjenișul de gânduri. De afară venea zvon de clopoței, glasuri subțirele de colindători. Vocea lui Dan Manu izbucni dintr-o dată. Ce naiba vrei?" Venera se cutremură, îl privia păsat cu ură densă. Un îl trăgea insistent de mânecă. Ai lăsat lumina aprinsă la voi, nodaie! Și ce-ți pasă?" Sprâncenele stufoase ale notarului se ridicară spre guguiul din creștet, țipă sufocat. Ai nebunit? În fiecare lună sute de lei în ritmul ăsta! Ne ruinăm!" zâmbi arhitectul Tony Contaș. Ești teribil, Jack! Nici în seara de Crăciun nu iers carnetul de socotel!" Notarul teroriza toată casa cu economii de o meschinărie ilară. După moartea nevestisi, închiriase una din camere, de fapt, sub închiriase, proprietar era nepotăsu, Dan, lui Șerbănescu. Îl urmărea pe geolog pas cu pas, îl pândea în baie, bucătărie, în odaia lui, notând în fiecare noapte la ce oră stinge lumina. Jack se enervă. Și pentru că Fredonam stau sus răsare, ți închipui că nu mai funcționează contorul? N-am nimic împotrivă să faceți pe generoși. Numai că chestia asta mă costă și pe mine. Nevastă ta stă patru ceasuri în baie și în vremea asta televizorul merge, radioul urlă, toată casa zbiară de lumină. Cine se uită la ferestre crede că-i tractir. Ești fulgar, Jack, spuse Elena. Cred că mai degrabă s-ar gândi la balamuc cineva care ar avea șansa să te surprindă ținând în discursuri în fața oglinzii. Ei, uite, Eleno, la asta nu mă așteptam din partea ta. Tu, care nu-i așa, ești o artistă, ar trebui să înțelegi. Se întoarce spre Dan Manu. Du-te, domnule, și stinge lumina aia, că mi se face rău. Tatăl Corei interveni împăciuitor. Fii cu minte, Jack, am să plătesc eu ce depășește. Hai, cântă-ne o frumos. Da, reflectă Venera. O, stai Tony. Generos, gata să planeze orice conflict, ducând imediat mâna la buzunar, iar ceilalți profită oribil. În fond, ce căutăm noi în casa asta? Eu, cora Tony! O, oh, brad frumos! Fără niciun fel de tranziție, Jack Moraru ridica se mâna spre tavan, cântând neaștepta de tare. Țina ochii închiși și bărbia fiptă în piept. Elena îl ignora, improviza cu nerv pe tema cavaleriei rusticane. Notarul urla, încercând să o acopere. Geologul Mihai Șerbănescu râdea cu lacrimi. Jack deschise ochii. Ai că piată, Eleno! Ta mâna aia de ce o ți agățată? Un tânăr în dangarez și vindiac îl măsura sarcastic. Moraru, nedumerit, lăsă brațul să-i cadă. Întoarse spatele femeii de la pian. Ești complet anormală! Elena îi scoase limba și trecu la un Dixieland. Întrebă mecanic, fără interes. Vii din oraș? Nu, no, din lună, de unde naiba vrei să vin? Titel Penciu se așeză pe un scaun, zvârlindu și picioarele spre mijlocul odăii. Unde-i madame Georgeta? N-a mai isprăvit de gâdila la cozona cea aceea? Își rostogolea ochii mici prin încăpere. Scăpăra o veselie nemotivată, o veselie permanentă, ca și cum toate determinările din spațiul finit și infinit n-ar fi încetat o singură clipă să-l amuze. Nasul subțire și coroiat adulmeca. Venera conta și-și întoarse -și ochii îi făcea silă să-l privească. Era fiul Georgetei, cealaltă verișoara lui Dan. Îl ocolea pe cât posibil, nu-și amintea să-i fie adresat zece cuvinte în ultimii ani. În fiecare vară dădea examen de admitere la Politehnică. Mai că s l subvenționa gras, restul îl completa din învârteli. O vină mică și periculoasă. Șase examene până acum, tot atâtea rânduri de lacrimi acatiste și liturghii plătite de Georgeta. Lângă piangec, moraru cânta plin de sentiment. Dom, dom să înălțăm și-am plecat la vânătoare! Titel surprinse privirea geologului și zâmbi. O, de tepe naționale! Nările venerei contaș palpitară. Din bucătărie apăruse Georgeta, trupeșă și congestionată, purtând o tipsie de aramă cu cozonă cei fierbinți, abia scoși din cuptor. Idiotul cel la unde -i? Care din ei? întrebă Elena. Pentru Georgeta, toți erau idioți. Idiotul cel de sus, Dan, fiindcă stătea cu nevastă sa la etaj, cel bătrân, Jack, idiotul cel al meu, Titel. Uneori uita să precizeze și pianista și făcuse un tic întrebând constant, deși nu interesa la cine se referă. Ura, bambina, se strâmbă tânărul. Cum vorbești tu cu măta mă? Obrajii Georgetei se umflară. Nu se putea decide asupra epitetului. Notarul abandonă brusc Colinda și se repezi la tavă. Ridică un cozonac în lumină, răsucindu-l pe toate părțile, și exclamă pe tonul său caracteristic, plin de enfază, totdeauna cu ceva accente mai sus decât era necesar și totdeauna disproporționat față de ceea ce îi stârnea eventual admirația. Minunat, sublim, desăvârșit! Georgeta se hotără în sfârșit. Idiotule! Getuț-o, dragă, îmi pare rău. Stai, blândunchiule, de data asta eu sunt ăla, spuse amuzat Titel. Cu coana în urmă cu însămânțările, se răsuci spre geolog. Bine, frate, dar niște daruri ceva nu agățați în pom. Venera Conta și surprinse zâmbetul corei. Titel o amuza. Cândva îi explicase. Un flecuște scuhaz! Manu a avut dintr-o dată impresia că nu mai dispune de el, un sentiment absurd care îi provoca o neliniște vecină cu panica. Se simțea personaj, personaj într-un spectacol regizat de altcineva. Totul părea învățat pe din afară, replicile, invectivele, cântecele Elenei, un circ cu marionete boite strident. În ce scop? Și cine trage sforile? Dacă i-aș povesti cuiva, m-ar crede neurastenic. Sunt cardiac, nu nebun. În situații din astea, dreptatea vine totdeauna prea târziu. Uite, nefericitu știa el ceva. Numai că între timp nefericitul a crăpat. Dar ce dracu se întâmplă? Venera îl fixa cu o satisfacție ciudată. După atâția ani, o crispa încă trupul disproporționat cu picioare de pitic și tors atletic în care ghiceai o putere neobișnuită, capul masiv fără gât în direct între umeri. Și lui Tony îi repugna. Nu spunea spunea deslușit, era prea discret, prea bine educat ca să judece ginerele, dar Venera știa că îi provoacă o oroare. Îi repugna fizic, îi repugna să-l vadă alături de Cora, pereche. Arhitectul fusese toată viața îndrăgostit de frumos, priveliștea chiar de o clipă a frumosului, un colț de stradă, o floare, o femeie zărită întâmplător îi umpluse mereu inima de bucurie. Dan își slăbi nodul cravatei. Simt că oamenii șoptesc în spatele meu, iar eu izbute să surprind doar șușotitul. Nu și ce spun. Și simt tot timpul o privire, o privire care mi arde ceafa. Se răsuci instinctiv. Ușa de la odaia venerei se închidea fără zgomot. Eu țin de șase, șoptititel. Priveam frigurat coridorul fără lumină. Ceilalți zăboveau încă în hol, cu câte un păhărel de coniac în mână. Notarul se strecură în odaia inginerului. Avea sub braț o cutie de carton plată, încinsă cu un elastic. Se apropie de pat, fără să aprindă lumina. Dincolo de fereastră, curgea o noapte albă, cu fulgi mari de zăpadă. Dădu de perna la o parte, apoi deschise cu multe precauții cutia. Un șarpe încolăcit ridică capul. Jack îl resturnă în așternut. Puse deasupra perna, covertura și părăsi grăbit încăperea. Jack auzea vag glasul Minervei și al geologului, dar era imposibil să distingă ce-și spun. Ciudat, în mod obișnuit, tindividar o voce de cimpoi. Chiar mi-a atras atenția. se întoarse în camera lui, încercând să se liniștească. Geologul era un slab observator, circul se desfășurase sub nasul lui și nu se sizase nimic. Femeia aceasta absurdă își pierde timpul cu un gogoman. Mihai Șerbănescu își privi ceasul și începu să-l întoarcă. Vă spuneți probabil că bat câmpii, că insist asupra unor amănunte lipsite de importanță. N-am excelat niciodată ca narator. Din potrivă, Zâmbi Minerva. Încerc să reconstitui tot ce s-a întâmplat între 24 și 31 decembrie. Iar dumneavoastră ați buti să mă introduceți în atmosferă. Vă rog chiar să nu vă schimbați stilul. Ador poezia. Perfect! În aceeași noapte s-a petrecut un incident ieșit din comun. I-aș zice sinistru. Cam e teamă de exagerări. Inginerul Manu se culcase. Dan își vârâ palma asudată sub pătură, zgomotele casei încetaseră. Dormeau toți, geta prăbușită de oboseală, titel, Jack. Mai zăboveau probabil în odăile lor geologul, chiriașul lui Jack, acum în vacanță, ca și Venera, poate Tony, savurând ultimul succes al librăriilor pariziene, procura de amicii de la capșa. Elena, desigur, care scotocea în sertare după vreun fleac, o panglică, o bretea, o floare pentru pălăriile ei imposibile. În odaia de alături, Cora stinsese lumina. Dormeau separat încă de la începutul căsătoriei. E mai civilizat, dragul meu. Eu nu-ți aud fărăitul, tu nu ești obligat să-mi suporți bigudiurile și masca de cold cream. Cora. Inginerul închise ochii. În nări îi stăruia mirosul de portocale, vanilie, brad proaspăt. Poate că mă înșel, Poate că mi se năzare în fond. Simți o mișcare ușoară străină în așternut. Crăpă încet ploapele. Da, mi se năzare. Mișcarea se repetă. Degete reci, umede, îi prinse încheietura. Inima, nod de plumb, îi se opri în loc. Privea mut, cu ochii ieșiți din orbite, șarpele care alune aluneca pe braț năvăliseră cu toții în odaia inginerului dezbrăcați, ori în noapte, așa cum apucaseră. Titel de sculț, Elena doar cu o jumătate de lațe puse pe papiote, Jack Moraru cu pantaloni în mână. Mihai Șerbănescu se apropie de Manu. Nu te mișca! Dan, livid, cu tremurat de greață, sprijinea zidul. Degetele geologului înainta încet. Apucă reptila de la rădăcina capului și dispăru pe scări. Cora se agăță de brațul arhitectului, tremura în cămașa subțire, i se auza clănțănitul dinților. Jack privea holbat în urma geologului, ca totdeauna în situații critice sugeră aiurea. Trebuie să-i chemăm pe oia de la deparazitare!" Tony Conta și-a umărul inginerului. Hai, nu-ți calmează-te, să-ți aduc adrenalina!" Dan, incapabil să scoată un cuvânt, se lăsa așezat pe fotoliu. Georgeta își scuipa piepții măși. Cruce în sân, cruce în sân! Făcu același oficiu corei, apoi lui fiul său. Titel Penciu își regăsi umorul. Mută stropitoarea, madam! Taci, idiotule! – Se răsuci spre ceilalți. Ce-ați rămas, mămâie? tu trebuie descântat de de ochii galben ca șofranul. Titel, pune mâna adăulcica cu apă sfințită. Îi sub sfântul ierarh Neculai. Cum arată gagiu? Când ți i lichii una ți-a duși tu aminte. Elena nu-și dezlipea ochii de pe chipul inginerului. Te-a mușcat? Che inadmisibil, comentă notarul. Inadmisibil, Titel observă sarcastic. Hopa, s-a trezit eroul în Uncle Jack. Adinauri, îi cântări izbenele lungi, peticite la genunchi. Schimbă-ți cele flăcău, măgarule! nuț, hai, încearcă să bei. O să te liniștești imediat. Coran genuchease lângă inginer. Bărbatul surâse trist, îi strânse doar degetele, fără să spună nimic. Ce clocești, idiotule! Țipa ascuțit Georgeta. Ai adusul Cica! O interpelă pe Elena. Simți fă cum miroasea pucioasă. Am să-l mâine pe părintele Vasile să facă o sfeștanie. Pianista bombăni să câită. Prosti, cheamă mai bine un specialist să găurile. O idee admirabilă, decretă Jack Moraru. Titel Penciu suflă în urechea Elenei. Ești convinsă, tanti, că șarpele s-a strecurat aici din proprie inițiativă? Ceilalți îl priviră iute. Capitolul 2 Cineva îl chemase la telefon pe Mihai Șerbănescu. Știi ce mă surprinde? Întrebă Minerva lipindu-și nasul lung de geam. Locotenentul Dobrescu, obișnuit cu astfel de întrebări, continuă să o privească nemișcat. E curios cum de deștepții ăștia n-au sesizat imediat că viața inginerului e în pericol. Și dacă au sesizat, de ce n-au acționat? Autorul firește iese din discuție. Își trecu degetele prin bretonul aspru. Am o idee, băiețaș. Nu crezi că s-a lucrat în echipă? Locotenentul încercă să o scalde. Principial, nimic nu e imposibil. Așa cugetă dumnealui Junele Dobrescu, emise brusc, pocnind din degete. Nu-mi place chestia asta cu șarpele, înțelegi? E prea demodată, prea absurdă, aducea Roman cu stafii, cu o ascunse în pivnița castelului și o domniță ftizică și blondă. Apropo de zâne, cheamă pe Coramanu și fă tot posibilul să nu pici în extaz. Foarte sigură pe ea, aprecie Minerva cântărind-o scurt. Cu mutra asta e și normal, fraierii spun animal de lux și își umezez buzele. Nu știu ce îi umblă prin cap, dar fără îndoială îți face plăcere să o privești. Cel puțin în sensul ăsta, Dobrescu e de acord cu mine. Îmi dau seama cât de greu vă vine să mă credeți, spuse Corancet. Își plimba mâna transparentă printre faldurile rochei, privind în gol. Adică? Acum, când Dan nu mai este, Totul ia alte proporții, se schimbă perspectiva. Mărturisesc că n-am acordat prea multă importanță șarpelui. Și totuși, asemenea întâmplări trebuie să recunoaștem, nu se petrec în fiecare zi. își ridică ochii limpezi, un surâs sfios îi tremura pe față. Mi-am închipuit că e o glumă. Tata vedea altfel situația, dar îmi spuneam că din cauza vârstei devenise suspicios. Mi-a vorbit imediat ce am ieșit din camera soțului meu. A adormit? Întrebă încet contaș. Fică sa înclină capul. Să trecem la mine, fetițo. Cora se uită distrată în lungul pereților. În încăpere se aflau cele câteva lucruri de care Toni nu consimțise să se despartă niciodată. Farfuriile olandeze, oglinda ovală cu ramă florentină, miniaturile de filde și portretul maicăsi bunica Ralu. Semănase cu Maria Antoaneta, aceleași trăsături dulci, aceeași carnație transparentă, lăptoasă, de blondă, același părușor ca un suflu de aur. Semăna cu Austria și se amuza să-i copieze la baluri rochile, poziția mâinilor, ținuta trufașă a capului. Cei care cunoșteau tablourile doamnei Vigele Brun tresăreau dând ochii cu ea. Într-un salon. L-am urmărit aseară pe Dan. Te-am văzut, spuse moale Cora. Scoase din glastră o creangă de liliac și o duse distrată la gură. Nu era în apele lui. Întorcea brusc capul de parcă s-ar fi simțit urmărit și... A, așa mai departe. Crede-mă, Tony, am început să obosesc. Contaș o măsură lungă. Poate peste pijama, arhitectul îmbrăcase o haină elegantă de casă, semăna cu ceea ce fusese de fapt întotdeauna. Un bărbat de club, distins, amator de coniac fin și lucruri frumoase, afemeiat cu discreție, de un egoism amabil, dar încăpățânat. Nu îngăduise nimănui să se amestece în viața lui, trăia la fel ca acum 40 de ani, nu renunțase niciodată la șalăul Bonfam de la Capșa și stofele englezești, pormoneul mereu plin și îl deschidea cu generozitate. În casa Corei ducea aceeași viață de burlac, o daia cu intrare separată semăna mai degrabă garsonieră, nu îngăduise orare cazaniere. Mânca în oraș, participa fără obligativitate la diversele evenimente din casă, uneori în nopta la o prietenă, Eliza, văduva unui colonel, mare frumusețe pe vremuri. Diploma de arhitect îl ferise de vicisitudinile prin care trecuseră unii dintre amicii săi. Stinse neglijent chibritul și îl zvârli în scrumieră. Draga mea, la urma urmei e bărbatul tău. Ce vrei să spui? Dacă ție nu-ți pasă? În general îmi pasă mai mult decât ai fi tu dispus să-ți închipui. Asta nu mă împiedică însă să sesizez un fapt evident a devenit ipohondru. Aha, și cum interpretezi tu povestea asta cu șarpele? Cora ridică din umeri. O glumă proastă. Glumă? Da, e cardiac. Odioasă atunci. Și cine ar fi autorul? Nu știu, poate Titel, poate Jack. Tată, pe mine situațiile tenebroase nu m-au convins niciodată. Mie e noapte, totul capătă proporții, mâine o să vedem altfel. Arhitectul clătină din cap. Hmm, mi-ar plăcea să fiu la fel de optimist. Minerva îl asculta distrată. Declarația lui Titel Penciu era identică cu a geologului. Auzise rățipete, dăduse rănăvală în odaia inginerului, privise răstupe șarpele, etc. Mai interesantă îi se părea fizionomia tânărului. L-ar fi folosit ca material didactic la cursurile pentru tinerii ofițeri de miliție. Figură clasică de infractor mărunt, specialitatea bișniță cu ceasuri, țigări americane, casetofoane sau piese de schimb pentru autoturisme. Fieful, Strada Covaci, Crama Domnească, Litoralul în plin sezon, holul și trotoarele marilor hoteluri. Câte clase ai flăcăule? 14 am parola de două ori când plăcea dirigenția. În regulă, ea o școlărește cum scrie la carte, și reține-te rog că notele mele sunt de la 5 ani în sus. Titel Penciu rânji. După chestia cu șarpele am parcat în hol. Era al dracului de frig. Titel Penciu își frecționa brațele. Geologul întinse paharul cu coniac. Bradul enorm, nins cu argint, strălucea. În prejur, jucăriile corei, un urs, o maimuță, câteva păpuși și o girafă de la fondul plastic, vegheau țepene. Tânărul smulse o bomboană și o strivi între dinți înainte de a lua prima înghițitură. Jack Moraru ținea bolul între palme, sufla în el de parcă ar fi vrut să răcească alcoolul. La fereastră colindătorii urlau, sunând clopoței. Dom, dom, să înălțăm, dar boierii nu s acasă. Titel Penciu mai ascultă odată refrenul, apoi stinse lustra, modalitatea clasică de a avertiza copiii că boierii nu sunt dispuși să-i primească. În lumina țigărilor, globurile aprindeau candele roșii, galbene și verzi. Titel se trânti pe canapea. Nădăjduiesc că ați priceput cum devine chestia cu animalul." Care animal, dragul meu?" întrebă notarul. Fantastic, auzi, care animal, șarpele!" Jack își trecu degetele peste craniul pleșuv, se uită la geolog, apoi ridică din umeri. Stau și mă întreb cum poate să pătrundă o reptilă în plină iarnă într-un imobil din mijlocul Bucureștiului." Șerbănescu zâmbi. Poate că i s-au creat condiții." Cum adică?" Titel început să râdă. Îi explică geologului. Așa stos din familie, sprinte la cap, nu glumă. Mama, tanti Elenuța, nenea Jack. Mihai Șerbănescu lăsă paharul pe masă. Șarpele a fost adus, Jack, înțelegi? Celălalt își bulbucă ochii. Cum? Cum a fost adus? Cu tramvaiul, rânji tânărul. Omul vorbește de intenție ce naiba nu pricepi. O intenție criminală, apăsă geologul. Notarul sări de pe scaun, vărsând coniacul pe piepții halatului. Aberații, dragul meu, nu te supăra! Inepții, unde vă treziți în junglă? Hai, conii meriși, șar, pe junglă lipsești un elefant și o cască colonială. Notarul bătea câmpii fără să țină seama de întreruperi. Iubesc capetele îndrăznețe, tot respectul meu pentru oamenii de fantezie. Ești un geolog eminent, nu-i așa? Și e sindicalist fruntaș, completă titel. Dar asemenea idei ți-o spun deschis mă surprind. Sunt pur și simplu idei incendiare. Are o minte înfierbântată." tată. Penciu se așeză mai bine pe canapea. Se uită intens la geolog. Cred că ai dreptate. un unghiții restul de coniac. E nevoie de mult mai puțin ca să omori un bolnav de inimă. Faptele sunt simple, nu mai trebuie explicate. Moraru făcu un gest larg. Tacolom așa, evident!" Mă refeream însă la intenție cine să-i poarte sâmbetele bietului Dănuț. Și în ce scop? Ia Nu, nu, dragii mei, oricât aș reflecta, povestea nu stă în picioare. Titel se opri cu paharul la mijlocul drumului. Își miji ochii surâzând. Geamurile de la camera lui Dan sunt blocate. Și ușa care dă pe balcon, completă geologul prinzând ideea. Notarul își plimbă privirea de la unul la celălalt, ridică din umeri. Ce găsiți rău în treaba asta? Avem obiecte de valoare, tablouri inestimabile. Titel își pocni exasperat palmele. Ești formidabil! Se aplecă, explicându-i și colorește. În condițiile astea e limpede că niciun străin nu poate pătrunde în casă. Splendid, splendid, pe dracu! Asta înseamnă că șarpele a fost adus de unul din noi! Jack îl măsură dintr-o parte. La ce te gândești? Titel surăse ambigu. Oare cât de profunde sunt sentimentele lui Lady Cora? Se priviră în tăcere. În ochii geologului pâlpâia o lumină mică. Un glob galben le reflecta chipurile, strâmbe lățite ca în oglinzile convexe de la bălci Nu-mi plac strâmbele, da, o, ăsta era fixul meu. Cora i-a plasat animalul în așternut. Pe urmă m-am dumirit, o luasem în pămiriște. Titel se juca cu brelocul de la cheie. Zâmbea mereu, Minerva se ridică, Treci dincolo și, dacă îți mai amintești alfabetul, așterne frumos pe hârtie tot ce mi-ai povestit. Dobrescule, invită pe doamna Penciu. Georgeta își ținea în poale mâinile umede. Spălase probabil ceva în bucătărie. Eu le-am zis, chemați oameni bun părintele să facă o sfeștanie. Realiză cu cine vorbește. Sau pe domnul deputat de stradă, dacă mă ascultau, nu se propădea dănuț. Dumneavoastră, spuse Minerva zâmbind, sunt convinsă că ați luat imediat o atitudine fermă. Păi cum altfel? Chiar în noaptea aceea m-am dus la Elena să ne sfătuim. Un fier de călcat stătea a de pe o masă stil, ciuntită și pătată, alături se aflau cutii de conserve căscate, încă neisprăvite. Lângă vraful de partituri, vreo 20 de pălării, mai toate florentine, din pai și fetru, cu cele mai neașteptate podoabe, ridicau altă stivă. Erau uitate pretutinde în farfurii murdare, cești cu zațul uscat, staniol de ciocolată făcut gemotoc. Pe consola din fața oglinzii câțiva trandafir se uscaseră de mult, într-o apă tulbure. Când Georgeta Penciu a întinse draperiile de stofă, degetele i se umplură de colb. Pă, și rapă, nu te mănâncă, fă! Mâine de dimineață vin și scuturi eu. Trebuie frecate podelele cu leșie dat cu gaz." A, nu, 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 te rog!" se sperie Elena. Am de exersat, nu mi-ar de acum de nimic. Poate luna viitoare, după concert." Încă o lună? Ești nebună, fi meie, hăi? Păi într-o lună vorba idiotului ce la se năruie cu dubaia. Care idiot? Titel, pia nu e în poți să-ți drăgănești până-i meții. Elena se aruncă pe pat. Era îmbrăcată doar într-un furou de mătase. Îi se vedeau cărnurile albe, cândva voluptoase, acum surpate, zgâriate de vinișoare albastre și roșii. Cea mai mare parte din zi și-o petrecea în combinezon, fie că fierbea laptele în bucătărie, sta de vorbă cu poștașul, ori primea elevi, unii dintre ei adolescenți cu mustăcioară, bacalaureați care se pregăteau pentru examenul la conservator. Tu nu înțelegi, trebuie să mă concentrez. Te rog, nu insista!" Georgeta strâmbă din nas. Se lăsă cu un geamăt pe marginea patului. Mâinile scurte, groase și le odihnea în poală. Elena îi venea vară de-a doua. O ținea minte și pe maică sau o nebună șuie, tot lățoasă care scârțâia la scripcă. Taică său behăia din trombon și casa chiuia din zori până n-a sfințit, dar cât a petrecut Georgeta la ei o vacanță de Paști, n-a auzit un singur cântec mai cu chichirez. Seara se ducea în parc și asculta fanfara. Valurile Dunării, ofdorule răvășelul ce-am primit îi dezmierdau inima. După aceea se simțea fortificată, în stare cât de cât să suporte țiuitul zevzecilor. Tot mă gândesc la șarpele cela. Elena își puse în copernă sub cap și trase peste ea cearșaful. Încep să cred că am avut halucinații, o nălucire colectivă. Ha? Georgeta nu pricepuse nimic. De fapt, ipotezele Elenei nu interesau, o socotea în general prea capie, pentru ca afirmațiile ei să poată fi luate în considerare. N-avea însă cu cine comenta, Cora o asculta cu o singură ureche, Titel ieșea imediat din odaie, ceilalți n-așteptau să deschidă bine gura și își aminteau de vreun telefon ori curse urgente în oraș. Căută răsăritul, dar în locul icoanelor, un păianjen își suse pânza. Georgeta se închină și-și apropie gura de urechea Elenei. E una zică... Nu atât de aproape!" se strâmbă pianista. N-am aer!" Georgeta nu se sesiză. Începu pe o voce scăzută, rostogolindu-și ochii prin unghiere. Nu ea bună!" Ce? Nu-mi place!" Ridică brațele. Iaca, ca taie mă omoară, mă da mie una, nu-mi place și pace. Cine? N-ai auzit ce zicea idiotul cela? Care? Elena întreba ca de obicei mecanic, fără umbră de interes. Georgeta a rămas o clipă derutată, apoi o măsură lung. Fă, tu ai nebunit, tu meu! A, da, mai încet, te rog. Prea e cu ochi și cu sprâncene vorba lui Titi. Ce? Povestea cu șarpele toanto. Nu înțeleg nimic," spuse plictisită Elena. Astea-s prostișa, cu fi drăguță și lasă-mă." Georgeta se ridică o țărâtă. De atâta zanga-s drangați sau ca mințile, neg eu abos, eu că vremea cu dușii de pe lume." Elena stinse lumina. Dosi la la, lasi domire." Încercă să adormă, fredonând în minte concertul în la minor de Schumann. Bună, femeie! conchise Georgeta, cum se cade, dișteaptă, dar cam toantă. Eu aveam un gând, minerva suguie buzele. Și fiul dumneavoastră bun și el, cum se cade? Pâinea lui Dumnezeu, dragă doamnă, să-l pui în ramă. Mm Mi-e -hmm. teamă să n-ajungă în altă parte. Ce făcea în acest timp? Ce să facă, cred că tăi fosuia cu idiotul cel bătrân. Cuvintelele de cupagec din valurile Virginiei Ulf, Titel le apuca cu o pensetă, le trecea prin clei, apoi le lipea pe carton. Nopți ai găsit? Contemplară satisfăcuți rezultatul. Dușuri scoțiene, rânji Titel. Nu înțeleg ce dușuri. Las-o moartă, bagă cartea în scrinu corei, vezi să nu te simtă. Nicio o grijă, șopti morarul de parcă n-ar fi fost singuri. Peste un sfert de oră, Titel ca la inginer. Îi auzea respirația ușoară și regulată se apropie de pat, ținându-și răsuflarea. Se mișca ușor, pașii se pierdeau în persanul gros. Lăsă cartonașul pe noptieră și dispăru ca o nălucă. Fu primul lucru pe care îl văzu când se trezi. Un cartonaș cât o carte de vizită sprijinit de sticluța cu adrenalină. N-ai scăpat! Până la Revelion mai sunt șase nopți! Mâna inginerului tremura. Cuvintele fuseseră decupate dintr-o carte. De desubt, desenat rudimentar, un scorpion cu un stilet înfipt între inelele trupului. Dan își cu mâinile peste fruntea sudată, coborâ a nevoie din pat și se îndreptă spre fereastră. Deci nu m-am înșelat, nu sunt nebun, cineva vrea să mă ucidă. Până la revelion mai sunt șase nopți, un procedeu ieftin ca în romanele de duzină. Dar dincolo de cuvinte, Manu simțea sentința. Cine? se întrebă găfuin. E aici, în casa mea, vorbim, râdem, stăm împreună la masă." Nu puteau fi Elena sau Georgeta, două inconștiente. Nici Toni, nici Venera." Atunci cine pentru numele lui Dumnezeu? Titel? Jack? E prea fricos Titel, un găinar de duzină." Oricum un tip perseverent." Cu câteva ore înainte, șarpele acum mesajul ăsta drăcesc. Se simți cuprins de furie. O combinație machiavelică știe că sunt cardiac. Încă un șoc și mă sprăvește. Nu-i trebuie mult. Ce să fac? Își cuprinse tâmplele între palme, privind orb, întunericul albăstrui. Ce să fac, Dumnezeule, să chem miliția? Manu alungă imediat gândul. Îmi vor pun un sectoris la ușă, ba, la muc. Nu, am nevoie de liniște, măcar o săptămână, până mi sprăvesc treburile. Să le spună ăstora din casă? Un consiliu de familie. coloc viu, coliotă de imbecil, printre care se ascunde și un criminal. O și vedea pe Georgeta, dându-și poalele peste cap, un plân mahalaua de vorbe, lamentându-se zarza vagioaicei, paracliserului, poștașului, poate chiar sectoristului. N-avea nevoie nici de crizele de nerve ale Elenei, n-ar fi suportat sarcasmele lui Titel, ori discursurile lui Jack. Nu, fără panică, i-aș da posibilitatea să acționeze nestingerit. Ca să mă pot apăra, trebuie să știu de unde pornește pericolul. Am nevoie de liniște. Și dacă vreau liniște, șopti, trebuie să tac. Da, e o hotărâre bună. Pe chipi se așternus o expresie trufașă. Mă pot apăra singur. Toată viața mea am procedat la fel. Se desprinse de fereastră, schiță câțiva pași și se opri străfulgera de o idee. Gângania aceea înjunghiată, cum nu înțelesese de la început, scorpionul era zodia lui. Mi-a pierit somnul, spuse Jack, fărâmițând între degete un fir de beteală. Titel, călare pe brațul canapelei, întoarse capul. Purta o pijama fisticie cu revere și manșete de mătase violet. Crea și eu o noapte de pomină. Notarul își drese glasul. Îl zărise pe Dan, ascuns în cotul scării, mă gâldeață neagră, doar ochi și urechi. Trebuie să-ți spun ceva, Titel." Vorbea pe un semiton mai sus decât ar fi fost necesar. Ieri, când s-a întors Cora din oraș, mă asculți? Da. Avea o grămadă de pachete, cadouri, jucării de pom, în fine, tot soiul de fleacuri. Le-a lăsat la un moment dat pe masă. Și? Unul din pachete mișca. Simțeam că se află ceva viu înăuntru. Atunci n am dat atenție. Făcu ușor cu ochiul. Șarpele? Întrebă titel. Notarul în cuvință din cap. Tânărul fluieră. Fantastic! Oricum nu-i spune lui Dan. O chestie ca asta poate să-i fie fatală. Ești sigur că nu te-ai înșelat? Tot atât de sigur pe cât știu că mă cheamă Moraru. Minerva o așteptă pe Georgeta să închidă ușa. De ce râs, Dobrescule? Mă gândeam la Madame Penciu. Nu s-ar putea spune că avem noroc cu martorii noștri. Madame Penciu are două chestii în cap, frigiderul și titel. Atât. Locotenentul intui că ar fi momentul să-și sporească acțiunile în ochii Minervei. Arhitectul i-a sugerat doamnei Manu să plece în vacanță. Oare de ce n-a făcut-o? Nu îți mai bate capul băieto să ne spună ea. Zâmbi. Așa sper. Cora își frecă tâmplele obosită. Ea am vorbit despre propunerea tatei imediate și era târziu după miezul nopții. Cora a deschis încet ușa, dar nascunse cartea de vizită și întoarse capul. Am văzut lumină, credeam că ai nevoie de ceva. Inginerul îi zâmbi. Un zâmbet nervos, cu buze tremurânde, se trase lângă zid, făcându-i loc. Îmi pare rău, Cora, v-am speriat. Femeia îi puse degetul pe buze. Nu vorbi prostii, ascultă! Păru dintr-o dată, cuprinsă de o vioiciune neobișnuită, ia câteva zile de concediu și hai să ne facem de cap. Mergem la Aro sau la Postăvar, unde vrei tu? Sunt ani de zile de când am fost singur, numai noi doi. Hai, dănuți! Îl trăgea de mână ca și cum valizele așteptau la ușă, trebuiau doar să urce în mașină ori să se grăbească spre gară. Pe chipul lui Dan se a prins o lumină. Da, femeia asta îl iubea. Cutia care se mișca singură era un închipuire a notarului. Cora, cu toate păcatele ei, cu sticlele ei turtite de whisky nelipsite din poșetă, cu aerul ei rătăcit, trezită parcă din somn, cu desăvârșita ei lipsă de preocupări domestice, îl iubea totuși. Nu i-a cusut în viața ei un nasture, nu știe câte cămăși albe are, nu i amintește să-și ia fularul și căciula, nu numără banii aduși la chenzină, uită să-i cumpere o cravată de ziua lui. Plutește, făptură subțire, nepământeană, nălucă purtată de vânt, fum și argint. Nu cere niciodată nimic, alunecă de-a lungul zilelor în rochile ei unduioase, negre, cenușii ori ca apa, se strecoară ușoară, fără bucurii și fără păreri de rău, egală în indiferența ei, ermetică. Îi plac poșetele și încălțămintea de antilopă, trandafirii galbeni și povestirile lui Catherine Mansfield. Și altceva? Whisky-ul. Și altceva? Mai știe altceva despre Cora? Cora! Hai, nuț! Îl privea intens, urmărindu-i fiecare tresărire a obrazului. Lumina de pe chipul inginerului se stinsese. E cam greu acum, de fapt, imposibil. Am de lucru. Peste o săptămână, cel mult zece zile, stau la dispoziție." Femeia își coboră pleoapele, șopti. Ne dă Tony banii." Inginerul păru consternat. Dar, draga mea, nu înțeleg. Ca și cum aș fi pus vreodată problema, mă confunzi cu Jack?" Cora nu răspunse. Nu, nu era Jack, dar cu vremea tot acolo avea să ajungă avariția, microbul exista în familie, l-ar fi putut reconstitui cifră cu cifră calculele, benzina, hotelul, masa, bacșișurile. O seară petrecută cu Dan într-un restaurant era un martiriu. Suporta crispată comanda, fripturi căs mai ieftine, vin la kilogram, prost, dar rentabil, fără salate, de obicei trufandale și totdeauna scumpe, aștepta cu unghiile înfipte în palmă, plata plata făcută gospodărește, cu verificări penibile, discuții cu ospătarul și consultarea interminabilă a listei de prețuri. Te-am rugat de atâtea ori, dragul meu, să nota la altă masă, nu de față cu mine. De ce? Îmi ești nevastă, avem buget comun. S-au inventat pentru asta dormitorul și bucătăria. Cât i-ai lăsat? 35 de bani, la urma urmelor are 10% din notă, apoi mie cine-mi dă bacșiș? Femeia își ridică ochii. Tony e de părere că trebuie să plecăm neapărat. De ce? Părea surprins. Cora nu insista niciodată. Își aminti de un incident petrecut în primul an de căsătorie. La bijuteria fusese expusă o brățară suflată în aur cu cinci acvamarine enorme. Costa vreo 600 de lei. Vreau să o cumpăr. E stupid iubit, o să șase 600 de lei pe o tinichea. Cu 600 de lei nu pot să-mi cumpăr nimic veritabil și pe urmă îmi place, e de efect, am la ce să port. Nu i de tine, Cora, crede-mă, niciodată n-am văzut ceva mai vulgar. Atunci nu? Fără îndoială. Cora nu spusese nimic. Peste o săptămână de revelion pretexta o durere de cap și rămăseseră acasă. Nu izbutea să o înțeleagă, migrena nu-l convingea. Târziu îl străfulgerase un gând. asta e din cauza brățării? A, ah, ce prostie, am și uitat-o." Nu -o uitase. Peste câteva zile eu o cumpăra taică său. Toni arborase zâmbetul lor de clan. Dragul meu, învață să satisfaci micile caprice ale femeilor pentru a te putea eschiva de la cele mari." Dan Manu alungă gândul. Se interesă încet. De ce crede Toni că trebuie să plecăm?" Coral privi scurt, apoi își coboră din nou pleoapele. Îi e teamă, are impresia că șarpele... În sfârșit, consideră povestea asta mai mult decât o simplă glumă. Adică? Dan își simți dintr-o dată gura uscată. Propriile noastre temere se de altcineva capătă brusc alte proporții, altă sonoritate. Cora își căuta cuvintele. Cineva a făcut-o cu un anumit scop, un scop criminal. îi prinse mâinile. Ascultă Cora să vă iasă din cap copilăria asta. Bine, dragul meu, dar Povestea a început să mă calce pe nervi. Georgeta bombăne pe la icoane, titel surâde de enigmatic. Imbecilul de gec abia așteaptă să peroreze sau poate să-mi compună un epitaf. M-am săturat. A fost un incident idiot atât și nimic mai mult. Surâ se chinuit. Hai, urează noapte bună. Îmi pare rău, credeam. Fii fată cu minte. Cora se aplecă și îl sărută pe frunte. Noapte bună. Noapte bună, iubito. Titel își dezlipi urechea de ușa inginerului și coboru vertiginos scara, intră gâfâind în camera lui Jack. Caciul n-a marșat. Răbdare, dragul meu, spuse notarul. Sămânța o arunși primăvara, rodul culești, doamna, între timp e nevoie de ploaie. Lasă pildele și pe fasolea. Mâine îi vei sugera lui Dan la modul cel mai fin, fără îndoială, să caute cartea de unde Cora a extras cuvintele. Prin ușa închisă, cuvintele corei și ale Minervei se deslușau perfect. Titel asculta a plecat, frecând între degete țigara stinsă. Sfârâitul unui chibrit îl făcu să tresară. Locotenentul Dobrescu îi oferi foc și intră fără să comenteze incidentul în odaia corei. Femeia continuă netulburată, a i o privire scurtă. N-a am izbuti să-l conving. Dan brava, a încercat să-mi spulbere toate argumentele, dar simțeam că e îngrijorat. A doua zi, în timp ce luam masa, surâse trist masa de Crăciun, sentimentul acesta a devenit o certitudine.